Pastilla da fisico. Misurarea lungimii. Lungimea este o mărime fizică care se notează cu el și se măsoară în sistemul internațional de unități în metri. Trigla, metrul, ruleta, șublerul sunt instrumente de măsură utilizate pentru măsurarea directă a lungimii. Procedeul de măsurare directă a lungimii este comparația. Telemetrul, GPS-ul, telefonul mobil sunt instrumente de măsură utilizate pentru măsurarea indirectă a lungimii. La aplicație vom măsura lungimea manualului de fizică cu ajutorul riblei. Pentru utilizarea corectă a riblei, trebuie să ne asigurăm că facem citirea corect. Capătul riblei care indică valoarea 0 se fixează exact la capătul corpului, iar pentru citirea valorilor privirea experimentatorului este perpendiculară pe instrument. Iată valorile obținute pentru lungimea manualului de fizică. Dacă lucrați în grupe, fiecare membru al grupei poate face o măsurătoare. Trebuie să aveți minim 3 măsurători. Lungimea manualului de fizică este media aritmetică a valorilor măsurate, adică adunăm toate valorile măsurate și împărțim la numărul de măsurători. În cazul nostru adunăm cele 3 valori și împărțim la 3, media fiind 16,53 cm. Calculăm erorile de măsură absolute pentru fiecare măsurătoare în parte. Acestea se calculează prin diferența dintre lungimea corespunzătoare unei determinări și lungimea medie în valoare absolută. Erori de măsură pot apărea datorită unor citiri incorrecte ale indicațiilor instrumentului, lipsa de precizie a instrumentului de măsură, lipsa de atenție sau de îndemânare a celui care face măsurătorile. Calculăm eroarea absolută medie, adică media aritmetică a erorilor absolute, în acest caz rezultatul este 0,11 cm. Completăm tabelul cu toate valorile măsurate sau determinate prin calcul. În final scriem rezultatul determinării ca fiind valoarea medie plus minus eroarea medie absolută, în cazul nostru 16,53 cm plus minus 0,11 cm.